Următorul pas va fi decuparea firelor de pe marginea broderiei făcută. Decupăm în părțile acestea, aici nu decupăm, doar din părțile brodate. Avem 4 fire de tăiat, 1, 2, 3, 4 fire. Le decupăm mai bine spre interior, de fiecare dată spre interior, să fim siguri că nu o să decupăm în plus fire. Tăiem spre interior. Avem grijă. Aici mergem spre exterior, dar oricum cu mare grijă. Iată, avem așa un pătrat tăiat. Și facem de jur împrejur aceleași. Dacă nu suntem siguri, le numărăm. Iată, aici sunt 4 fire. 4 fire trebuie să decupăm. Cu grijă să nu tăiem firele cu care noi am brodat, pentru că firele acestea sunt de fapt firele care țin pânza să nu se destrame mai departe. Gata, am decupat și acum scoatem firele. Ajutăm cu un ac și putem să le scoatem de sus, jos, fiecare alege de unde vrea mai ușor să le scoată. Tragem. Ne ajutăm cu acul. Am scos firele pe orizontală, acum scoatem pe cele pe verticală.
Așa trebuie să înghețe elementul nostru, dacă totul este corect decupat, corect brodat și decupat, evident. Rămân câte 4 fire, pe orizontală și pe verticală și căsuți libere. Acum urmează să brodăm firele care au rămas și să introducem ornamentele care sunt pe schemă. Avem de brodat, firele, două câte două, apoi de format steluțele. Nu, în toate căsuțele avem steluțe, avem doar în căsuțele din mijloc. În exterior sunt lăsate libere. Doar din mijloc căsuțele și aici avem un element decorativ la care vom reveni când vom ruda. Prindem firul nostru de lucru. Avem un nod mic. Trecem acum printre fire. Am două fire. Și nodul s-a desfăcut. Imediat. Trecem acum printre fire. Ca el să fie prins mai bine. Îl trecem printre firele brodate de câteva ori pentru a-l fixa mai bine. Și întoarcem pânza noastră pentru a broda. Putem să decupăm fața ajutătoare pentru a nu ne încurca. Nu decupăm de tot pentru că noi mai avem de brodat în cerc, în jurul la ornamentul acesta, mai avem încă de brodat. Scoatem acum între două fire care le avem. Avem 4 fire. Le vom broda împreună și le scoatem la mijloc pentru a trece de sud și deasupra firilor, făcând o broderie simplă. Astfel încât să înconjurăm toate firele acestea cu ața. Acoperim firele până la capăt. Cam în acest fel. Până este acoperit totul bine, bine, să nu se vadă găuri între broderie și firele acestea. Trecem la următorul pas. Și înconjurăm deja alte 4 fire, 2 sus, 2 jos și invers. Și aici avem elementul nostru de steluță. Putem să o facem deodată, asta ar presupune că facem și următoarele elemente, le înconjurăm la fel cu firul. Dar noi o să facem din tâi, o să acoperim toate 3 laturi, trebuie să fie acoperite și la al patrulea, abia la al patrulea, o să facem steluța de care am vorbit. Acum urmăm rândul
și înfășurăm toate firele cu ață până la capăt. Putem întoarce pânza să ne fie mai comod, să brodăm. Acoperim, nu mai știu de câte ori învârtim în jurul firilor ața, dar în așa fel până se acoperă toate firele până la capăt. Deja este suficient, trecem la următorul rând. Noi vom broda în acest fel ca o scăriță, așa până la capăt. Trecem la următorul rând. După cum se vede, am trecut iarăși pe mijloc, de sub, deasupra pânzii, apoi iarăși de sub, deasupra. Ne ajutăm cu acul, dacă vrem să îndreptăm firele. Trecem la următorul. Trecem pânza. Cred că așa ne este mai comod. Voi întinde pânza pe gherghef să-mi fie mai ușor să brodez. Am ajuns la capăt, am făcut rândul nostru. Pentru a face următorul rând, mergem pe spatele broderiei și o să facem următorul rând în sus. Tragem firul pe sub broderie deja existentă. Și scoatem firul acolo unde noi avem nevoie. Deci, iarăși brodăm. Sus, jos, sus, jos. Trecem la următorul element.
Pentru a face steluța ne oprim la jumătate de element, jumătate din căsuța noastră. Iată aici va fi căsuța steluței noastre. Ne oprim la jumătate de element. Și mergem înapoi și luăm cu câteva fire din broderia deja existentă, de jos în sus, formând o buclă. Iată, ea se formează așa, pentru următorul element, pentru următoarea latură. Luăm iarăși de jos în sus, de la mijlocul broderii deja existente. De jos în sus, iată aici, se formează o buclă. Întoarcem broderia noastră și la fel facem de jos în sus, la mijlocul broderii existente. Luăm din firele brodate. Și tragem în așa fel ca să creeze o buclă mică. Iată așa. Și revenim înapoi, luând firul ăsta în față. Iată și steluța noastră. Putem să tragem un pic firele, să fie mai... Așa. Și brodăm până la capăt. Cele patru fire. Noi putem să facem steluța doar dacă sunt trei pereți ai căsuței noastre. Iată căsuța noastră, cum ar fi, are doar două laturi brodate și are nevoie încă de una și jumătate să fie brodat și pe urmă putem face steluța noastră. Am ajuns la mijloc, tragem firul în jos și luăm câteva fire din broderie precedentă, din peretele al treilea căsuței. Întoarcem broderia noastră și facem același punct și pentru următorii pereți a căsuței noastre. Întragem un pic mai tare. Mijlocul. Și revenim. Pentru a face până la capăt ultimul perete al căsuței. Am terminat al doilea rând și trecem pe spate, trecem firul pentru a face următorul rând.
prindem ca să nu stea. Deci așa revenim. Venim și umplem toate rândurile. Iată aici o să avem de făcut rândul acesta, rândul acesta pe jumătate și facem steluță. Și tot așa până la capăt facem toată broderia noastră. Când ajung pe mijloc, revin. Am ajuns la elementul din mijloc. Iarăși am brodat până la mijloc. Și lăsăm firul ăsta un pic ieșit. Iată așa. Și ăsta de jos la fel. Nu strângem până la capăt. Și brodăm următoarea jumătate. Îl tragem un pic. Așa. Cealaltă jumătate brodăm. Trecem la următorul element. La fel, facem pe jumătate și lăsăm buclele. Și le brodăm, și brodăm mai departe. Am ajuns la mijloc. Lăsăm firul un pic în față și dintr-o parte și din alta. Și ne continuăm broderia. Strângem un pic, apoi mai tare. Și iată, astfel rămân elementele acestea decorative. Ele vor fi doar pe mijloc. Iată, doar părțile acestea au buclele, elementele acestea decorative. Restul au romburi. De jur împrejur. Am terminat firul, îl prindem de firele deja brodate un pic și apoi trecem sub firele care au format căsuța. Facem nod de două ori, învârtim în jurul acului și trecem firul prin alt, prin în câteva fire până îl prindem și ca să nu încurce, îl tăiem. Și așa mergem de jur împrejur și brodăm. De obicei se brodează întotdeauna în scăriță. De jos în sus pe scăriță sau invers, de sus în jos tot pe scăriță.
Gata, am terminat broderia noastră. Iată, așa trebuie să arate. Următoarea etapă va fi conturul în jurul acestei broderii.